Cineva întreabă dacă se poate mântuire doar cu botezul în apă. Am fost undeva săptămâna trecută și o întrebare asemănătoare la niște cursuri teologice. Zicea, frate, dar dacă cineva a murit și n-a primit botezul cu Duhul Sfânt, ce nu-i mântuit, atunci cum poți să spui că nu-i mântuit altul care încă trăiește, dar n-a primit botezul cu Duhul Sfânt? Dacă cel ce a murit e mântuit. Diferența este foarte mare. În sensul că cel ce a fost numai botezat în apă și a murit, el nu mai are nevoie de Duhul Sfânt aici. El nu mai e ispitit să păcătuiască, nu mai are nevoie să slujească. Dar care rămâne aici în ispite, în probleme, în viața asta, păi asta are nevoie. Normal că la un copil care rămâne, tata trebuie să-l ajute să-și facă casă, dar la unul care a murit, îi mai faci casă? Păi s-a dus, nu mai are nevoie de lucrurile care sunt aici. Deci să nu facem niște comparații de genul ăsta, dacă tâlharul de pe cruce a fost mântuit fără botez, înseamnă că nu mai trebuie să te botezăm, vezi că poți fi mântuit fără botez. Poți să fii mântuit fără botez dacă trăiești în aer. Ești deja pe cruce, dacă umbli pe pământ, atunci trebuie să găsim o apă. Dar dacă deja ești plecat înspre cer, nu se mai pune problema. Legat de aceasta, cineva întreabă referitor la botezul cu foc. Eu așa cred că botezul în apă ne introduce pe făgașul mântuirii. Botezul cu Duhul Sfânt, care e foarte legat de botezul în apă, cum zice Petru, nu după multe zile veți fi botezați. Deci n-are voie să fie multe zile între cele două boteze. Așa e normal. Orică e unul primul, orică e celălalt. Botezul cu Duhul Sfânt ne dă harul continuării vieții de credință. Ne dă harul slujirii de care spuneam. Și botezul cu foc, ce face? Face verificările, trage linia, îi aparțin concluziile și finalul. Asta spune Evanghelia după Luca, capitolul 3, cuvintele lui Ioan Botezătorul, care a spus, versul 16, cât despre mine, eu vă botez cu apă și de aici se pleacă. Dar vine acela care e mai puternic decât mine, a cărui nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintilor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Fac aici o paranteză. Știți că există diferența între catolici și ortodoxi. Unii cred că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl, alții că purcede de la Tatăl și de la Fiul. Duhul Sfânt e cel ce botează, Domnul Iisus e cel ce botează cu Duhul Sfânt, dar potrivit celor scrise în Ioan 16, Domnul Iisus ia dintr-a Tatălui și ne dă. Așa că nu există niciun conflict, numai așa e vorba de niște cuvinte, la urma urmei. Dar revin la botezul cu foc. Domnul Iisus, el va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și ce înseamnă asta? Spunea Domnul Ioan 5, Tatăl nu judecă pe nimeni, toată judecata dată Fiului. Și cel ce botează cu Duhul Sfânt și cu foc e văzut în Apocalipsa 1, în mijlocul a șapte sfetnice, având în mână șapte stele. Ce înseamnă asta? Că el este în mijlocul bisericii sale și ochii lui erau ca para focului, îmbrăcămintea aceea fulgerătoare, și le spune, iată ce zice bisericilor Duhul, pentru că Domnul dă Duhul, Duhul de fapt lucrează cu ceea ce are Domnul dintr-a Tatălui, și acolo le spune, vedeți că pe unii am să o arunc bolnav în pat, alții vor avea un necaz, și toate alea pleacă de la Duhul Sfânt, dar de fapt de la Domnul Iisus, că El botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Adică eu cred că botezul cu Duhul Sfânt are de-a face cu toate testările din viața de credință. Pentru că scrie Ioan în continuare, acela își are lopata în mână. Acum fie că e văzut cu lopata în arie, fie că e văzut în echipamentul acela de slavă în mijlocul bisericilor, șapte înseamnă de fapt toate bisericile, își va curăți area cu desăvârșire, își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Pentru că Domnul își cercetează lucrarea, o verifică, și noi de-a lungul vieții de credință dăm teste, frați și surori, sau nu e așa?
Ne încearcă Domnul într-un fel, într-altul ne verifică și în final va fi verificarea tot de foc. Spune în 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10, Apostolul Pavel scria că el a pus temelia, care este Hristos Domnul. Versetul 12, iar dacă clădește cineva materiale care rămân sau care ar, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Unele se dau pe față aici. V-am amintit de biserici în Apocalipsa 2 și 3, acolo le spune la unele dintre ele și vor ști toți, scrie la un moment dat, și toate bisericile vor cunoaște. Și voi dovedi că nu sunt apostol. Deci focul încă de aici, unele lucrări le arde și le dovedește. Dar nu se dovedesc toate aici. Unele rămân pentru ziua aceea. Numai atunci le va spune Domnul la unii negreșit, depărtați-vă și nu vă cunosc. Focul din ziua judecății. Se va descoperi în foc și judecata aia Fiului. El botează cu foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, atunci când își va curăța area cu desăvârșire, fie că e vorba de pilda cu area, fie că de cea cu năvodul, oricare sunt aceeași idee, el își va pierde răsplata. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, adică prin foc trecem noi, prin foc trece lucrarea noastră, totul va fi curățit. E după sistemul Vechiului Testament. Unii lucruri se curățau cu apă, o curățire mai ușoară, alte lucruri se curățau cu foc, dar rezistă numai ceea ce Dumnezeu consideră că are valoare, ceea ce este curat, ceea ce este spre slava Lui.